Accident grav în Bihor. Două persoane au ajuns la spital după ce auto special a Serviciului Județean de Ambulanță a fost acroșată de un autoturism pe drumul național ce duce spre Vamă și proiectat într-un tir. Circulația a fost oprită timp de 15 minute, iar traficul spre Vama Borș a fost îngreunat. Dar probabil nu au acordat prioritate la ambulanță. Conducătorul unui autoturism Ford, circulând pe strada Calea Borșului, a pătruns pe drumul național 1, a efectuat viraj la stânga cu intenția de a se deplasa spre municipiul Oradea. Nu a acordat prioritate de trecere unei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Bihor, care se deplasa pe direcția Oradea-Borș, având semnalele luminoase și sonore în funcțiune. Iar în urma impactului dintre cele două vehicule, ambulanța a fost proiectată în autotrenul de Ungaria care era staționat. E vorba de un accident rutier cu două victime, ambele de 57 de ani. Primul cu un traumatism craniocerebral minor, contuzie coloană dorsală și genunchi bilateral. A doua victimă, contuzie toracică și fractură radiocard drept. Salvarea se deplasa spre o intervenție, motiv pentru care a fost trimisă o altă auto specială. Am avut o ambulanță, era în misiune, i-a ieșit în față un alt autoturism, din câte am înțeles nu i-a acordat prioritate. Din accident au rezultat două victime din mașina personală, erau doi bărbați, unul cu contuzie de umăr, unul cu traumatism craniocerebral minor, din spusele echipajului care a ajuns la fața locului. Totodată aș recomanda participanților la trafic să fie un pic mai atenți. În urma accidentului, două echipaje smurți sosite în ajutorul răniților au preluat două persoane. Cercetările polițiștilor rutieri s-au finalizat, iar circulația se desfășoară normal.